M-am întors cu o nouă ediție plină ochi, până la vârf, îndesată, super stufoasă, cu doar 3 jocuri indie, găsite săptămâna asta pe Steam. O luăm din locul un demo. The Weaponographist, titlul care nu mi-a luat deloc mult să-l pronunț, este un top-down hack and slash dungeon crawler roguelike asemănător cu The Binding of Isaac. Acum îmi dau seama, nu prea avem cuvinte în română care să acopere toată gama asta de gameplay. Un dă-i și taie, văzut de sus, în care te trăști prin beciuri, care se joacă cam ca legarea lui Isaac. Ai înțeles tot, nu? Armamentatorul titular este Doug McGrave, un cavaler care are cea mai șmecheră armură, cea mai tare sabie și toate skillurile maxate. Din nefericire pentru el, se ia în gură cu o vrăjitoare care îl blesteamă să piardă tot și să îi se degradeze orice armă atinge. Morala, nu vă luați în gură cu vrăjitoare, mai ales dacă nu aveți counterspell-uri la îndemână. Deposedat de toate bunurile materiale, Doug ajunge în Hellside, un oraș gen Sunnydale, aflat lângă o gură de iad. El trebuie să curețe răul din carcera subterană pentru a scăpa de blestem și, bineînțeles, pentru a avea din nou cel mai șmecher echipament. Inamicii sunt destul de variați, camerele sunt generate aleator, deci nu te vei plictisi de fiecare dată când va trebui să o iei de la început pentru că ai murit. Și o să mor de multe ori. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău. De fiecare dată când mori, ești teleportat înapoi în oraș, de unde îți vei putea cumpăra upgrade-uri cu mâzgă colectată de la inamici. În materie de schimburi, a zice că ești în câștig. Mie mi s-a părut că joc mai bine cu fiecare moarte, lucru care m-a făcut să persist și să reîncep cu entuziasm aventura. Concluzia este că, na, e un demo, deci e gratis, deci n-are rost să-ți spun să-l joci. După ce-l încerci, sunt absolut sigură că o să-l bagi și în wishlist pentru că merită. Nu te împușca! Nu, nu e un îndemn pentru atunci când mă auzi vorbind, ci numele celui de-al doilea joc din emisiune. Don't Shoot Yourself este un joc cu un design minimalist în care controlezi o navă care se propulsează prin gloanțe. Gloanțe de care evident trebuie să te ferești. Astfel, închis într-o zonă doar cu gloanțele tale, care ricoșează din pereți, trebuie să supraviețuiești un anumit timp. Timpul scade doar dacă te miști și crește atunci când stai în loc, deci, invariabil, zona o să se umple de obstacole. La început am crezut că sunt eu mai boss ca AI-ul pentru că mă mișcam doar lipită de perete, dar developerii s-au gândit și la asta. După câteva nivele de la început în care manevra merge, în rest o să mor sigur dacă o încerci. Totul ține de reflexe și de alegerea unei traiectorii cât mai bune, care diferă de la nivel la nivel. Mie mi-a plăcut, o să-l și termin, dar nu aș da mai mult de 3 euro pe el. Așadar, dacă îl găsești la ofertă și îți plac jocurile bazate pe reflexe, go for it! Just remember, don't shoot yourself! Ți-ai dorit întotdeauna să te joci Red Dead Redemption, dar te-a oprit faptul că e 3D third person și numai pe console? Ei bine, am o veste bună pentru tine! Westerado, Double Barreled, este varianta săracului. E un action-adventure 2D cu grafică pixel art și rădăcini adânc înfipte în vestul sălbatic. Tu iei rolul unui fermier căruia este omorâtă familia și care, normal, vrea să se răzbune. Astfel, vei explora harta, vei interacționa cu diferite personaje și vei îndeplini quest-uri variate, în timp ce vei aduna indicii despre identitatea celui care ți-a omorât familia. Pe măsură ce rezolvi misiunile, locuitorii vor avea încredere mai mult în tine și vor fi mai dornici să te ajute. Jocul te lasă să fii și rău, putând amenința cu pistolul sau chiar să împuști pe oricine. Toate acțiunile tale au consecințe asupra lumii înconjurătoare și desfășurării acțiunii. De exemplu, poți să ajuți armata să lupte cu indienii sau poți să ajuți indienii să se lupte cu armata. Îți poți construi povestea exact cum vrei tu. Omorând bandiți, vei câștiga bani cu care îți poți cumpăra apoi arme mai bune sau chiar îmbrăcăminte diferită. Acei bani îi poți depune și la bancă, iar apoi să te întorci să o jefuiești. Ține minte, atunci când mori, vei pierde jumătate din suma pe care o aveai asupra ta, deci gândește-te bine ce ții în portofel. Muzica este exact ce trebuie, amintind de western-urile clasice, cu o notă de chiptune pentru cunoscători. Jocul devine din ce în ce mai interesant pe măsură ce înaintezi în poveste și îți va fi chiar greu să-l lași din mână fără să-l termini. Faptul că acțiunile tale influențează povestea îl face să fie foarte rejucabil, pentru că îți dorești să vezi ce se întâmplă când alegi altceva. Una peste alta, Westerado a meritat cei 12 euro, fiind accesibil atât pentru jucătorii casual, cât și pentru cei mai veterani. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, cineva va primi un key pentru Antichamber. Câștigătorul este... Săptămâna asta punem la bătaie un key pentru Dust An Elysian Tale,
Tot ce trebuie să faci este să dai share la postul de Facebook cu emisiunea, iar eu voi alege un câștigător. Până data viitoare, get the fuck out and play. De fapt, stay the fuck in and play.